O lună plină de realizări pentru campioana Adina Ivașcu. Zilele trecute a încununat cu succes aceste rezultate, luând aurul la Diamond Cup în Malta, făcându-ne mândri. Mamă, soție, antrenoare, campioană. Poate pare greu de crezut, însă toate acestea le realizează cu succes Adina Ivașcu, sportiva noastră care a dus atât în România cât și în Mehedinți nenumărate premii și medalii, făcându-ne mândri atât la nivel național cât și internațional. A fost o lună plină de realizări pentru campioana noastră, participând la prima parte a sezonului competițional 2023, aceasta făcând parte din Asociația Club Sportiv Fitness Drobe. Ta. Am încheiat sezonul competițional cu patru medalii de locul 1 și un loc 4 la campionatul european. Cele mai importante pentru mine pot să spun că au fost campionatele europene și campionatul balcanic. La campionatul balcanic am vrut să-mi păstrez titlul de campioană balcanică și la campionatele europene pur și simplu mi-am dorit... Să prind o finală. Iată că am reușit să obțin un loc 4, ceea ce pentru mine a semnat enorm, unde am prezentat cea mai bună formă a mea de când concurez eu până în, până în prezent. Ambiția, perseverența și mult antrenament au adus-o pe Adina Ivașcu pe culmile succesului, iar nenumăratele trofee, medalii și premii nu fac decât să încununeze cu succes meritele sale deosebite. Dacă anul trecut la Diamond Cup în Malta a obținut locul 2, anul acesta a venit acasă ca fiind fericită a câștigătoare a locului întâi. Cum a fost cea mai recentă experiență, cea din Malta? Um, plăcută, pentru că am privit-o ca pe o excursie, ca pe, o, ca pe un final. Al, al sezonului competițional. A fost o atmosferă relaxantă unde m-am întâlnit cu prieteni vechi, prieteni pe care, nu știu, mi-am făcut anul trecut, atunci când am participat la aceeași competiție, anul trecut ocupând locul 2, anul acesta devenind campioană acolo. Adina Ivașcu participă la astfel de concursuri de ani de zile, iar stilul de viață pe care îl are, dar și antrenamentele zilnice, nu sunt la îndemâna orcui. Cu alte cuvinte, viața de campion nu este una ușoară, dar atunci când rezultatele vin pe bandă rulantă, toate eforturile pălesc. Ce sacrificii implică viața aceasta de campioană? Foarte multe de la disciplină, alimentație, somn, antrenamente, dar toate per total trebuie să ducă la... Adică nu poți să spui că merg pe, nu știu, 100% alimentație, dar mai puțin la antrenamente. Nu, toate trebuie făcute 101%. Dar putem totodată spune că se merită toate aceste sacrificii, pentru că vedem ce Da, chiar se merită. Pe lângă tine titlurile obținute Adina alături de soțul său, Alexandru Ivașcu, își dau tot interesul la sală, acolo unde sunt antrenori personali, pentru cei care doresc să ducă o viață sănătoasă și să aibă un corp armonios. Părere ai tu despre premiile obținute de Adina. Suntem foarte, foarte mândri de antrenarea noastră. Ne bucurăm pentru tot ce a obținut, a obținut știm că poate mai mult. Și îi dorim succes și venim cu drag la sală pentru ea. Să înțeleg că de-abia așteptai să se întoarcă la sală. Da, ne-a fost foarte greu fără ea, i-am simțit lipsa. O viață sănătoasă într-un corp sănătos. Acesta este motoul Adinei în fiecare zi, ci nu doar atunci când se pregătește pentru un concurs. Campioana noastră reușește zilnic, pe lângă sport, să aibă și o alimentație corectă, care este mai mult decât esențială nu doar pentru ea, ci și pentru întreaga sa familie.